înainte de toată nebunia asta, am fost chemat la Parlament și cineva din arcul puterii m-a întrebat dacă aș vrea să fiu președintele TVR. Și am zis că nu, pentru că sunt convins că nu vor să schimbe legea, nu vor să schimbe absolut nimic și chiar nu am vanitatea să-mi trec în CV, nu știu dacă s-ar fi concretizat, dar am fost întrebat de chestia asta. Dar arcul puterii însemnând, acum înseamnă altceva. Arcul puterii, nu pot să spun cine era, pentru că e un om pe care nu l-am întrebat dacă vrea să vorbim despre o chestie pe care am avut-o în particular, o discuție particulară. Dar spun că prima mea reacție a fost, veți schimba legea? Nu. E, ok, atunci, la revedere, vă mulțumesc. Se întâmpla cam când asta? Cam. Înainte de Ramona Seseanu, da, înainte de Ramona. Și atunci asta spun, încă o dată, habar n-am dacă era o chestie mega serioasă sau erau 10 cu care au vorbit sau erau 20 de ziariști cu care au vorbit, poate că erau 50, dar... Eu, asta a fost reacția mea. Schimbați ceva, schimbați legea, aduceți televiziunea asta în secolul ăsta. Încă o dată îți spun, online-ul, care la noi este cenușăreasa. Păi poate spune, uite, te lăsăm pe tine să încerci tu să reformezi. Cred că dacă aduci în momentul ăsta pe legea actuală și cu compoziția din cea cel mai mare manager din lume, nu se poate să facă nimic în TVR. Îi trebuie schimbată legea. Absolut, dar toți colegii mei spun asta, oameni care se pricep, toți juriștii care se pricep spun. Sunt convins că trebuie făcută inclusiv, nu știu, o curățenie în grilă, în numărul de angajați. Sunt oameni care își fac treaba și pe care îi văd zilnic, sunt oameni pe care nu-i cunosc. Dar... Redacția de știri nu e albă ca zăpada. În redacția de știri avem 15 reporteri și editori și producători de vreo două ori mai mulți. E ca și cum în armata română ar fi 3.000 de generali și 2 sergenți. Deci nu e, adică știrile muncesc mult, muncim, avem ore de emisie, dar și la știri. Tu gândește-te că în pandemie eu eram șef de secție, teoretic puteam să stau în redacție să nu fac nimic, am făcut teren pentru că nu, erau puțini oameni. Ce ar trebui să se schimbe la lege ca să-l vedem pe Adelin Petrișor, șef al TV? Nu, cred că trebuie să schimbe și legea, dar trebuie să mă schimb eu ca structură. Încă îmi place să mă duc să mai fac povești, să am ce să... Adică dacă eram președinte TVR, nu mă chemai să vorbim aici. Așa, ca reporter care a mai făcut o mărgică, sigur mă chem. Nu. Adică eu cred că nu trebuie să fii ziarist bun ca să fii șef bun. Eu cred că cel care conduce TVR-ul trebuie să fie un manager foarte bun. Și trebuie să aibă un consiliu de administrație cu oameni care să priceapă fenomenul. Au fost manageri care au făcut de la fabrica de ciocolată, au făcut pe urmă, nu știu, au condus firme de soft și... Managementul e management. Da. Ori Adelin nu e manager. Adelin n-a avut un SRL care să aibă 3 angajați. Vrea Adelin să-și treacă și el în CV, că mama am fost secretar de stat și cu rang de secretar de stat. Nu, e o prostie. Eu nu cred că aș putea să conduc o instituție, pentru că poate că sunt un ziarist civilizat, dar ca manager n-am demonstrat nimic și nu cred că o să demonstrez prea curând. Tu acum ce așteptări ai avea de la noi? Pentru că acum este conducerea în plină schimbare, da, cum se întâmplă. N-am așteptări.